Donald Trump este noul președinte al Statelor Unite ale Americii. După o campanie electorală destul de dificilă, candidatul republican și-a învins contracandidata pe democrata Hillary Clinton. Donald Trump, noul președinte al Statelor Unite ale Americii, a obținut 279 de voturi în colegiul electoral, învingând-o pe democrata Hillary Clinton, care înaintea votului de marți era considerată favorită. Victoria republicanului Donald Trump a șocat însă întreaga lume. Votul pentru alegerea președintelui SUA este unul indirect. Inițial a avut loc votul popular al cetățenilor, după care electoralii desemnați în fiecare stat au votat președintele. Majoritatea opțiunilor de vot ale cetățenilor determină câștigătorul într-un stat, iar electorii aleși în fiecare stat au votat în principiu, așa cum a decis majoritatea cetățenilor din acel stat. Fiecare stat are un număr diferit de electori, el fiind egal cu numărul de reprezentanți ai statului respectiv în Senat și Camera Reprezentanților. În total, 538 de electori formează colegiul elector, iar candidatul care câștigă majoritatea absolută a voturilor electorilor, adică 270 de voturi, este desemnat președintele Statelor Unite ale Americii.